bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, ca în fiecare joi. Sper că așteptați această joie în fiecare zi cu nerăbdare, ca să vedeți care este invitatul meu și ce mai vorbim în această seară. În seara aceasta vom fi poeți. Am o invitată foarte drăguță cu care vom vorbi despre multe lucruri în această călătorie, să numim așa. Și m-am inspirat în titlul emisiunii de la prima ei carte, Liberi să iubim. Îmi place foarte mult fiecare cuvânt. Unul este liber, libertate, care înseamnă atât de mult și care noi facem atât de multe, de multe ori ne sacrificăm viața pentru libertate, în răscoale, în revoluții și așa mai departe. Și iubire. Adică libertate și iubire cred că sunt două componente pentru care toți oamenii ar face absolut orice să le aibă. Și m-am gândit că cel mai frumos lucru atunci când iubim este să fim liberi, adică să nu fie cineva foarte gelos care să ne controleze tot timpul, dar despre asta vom vedea mai târziu. Vreau să-i spun bună seara și bine a venit invitatei mele din această seară, Ana Calina Gareș. Bună seara, mulțumesc de invitație, mă simt onorată să fiu la această emisiune. Cum îți spun prietenii? Ana sau Calina? Că vreau să-ți spun cum îți spun prietenii tăi. În general îmi spun Ana. De fapt, Calina este numele mamei mele și l-am adăugat la numele meu de scriitoare. Găsind că Ana și Gara și e prea scurt, Calina, fiindcă țin foarte mult la numele mamei mele și am ținut foarte mult la mama, am adăugat această parte de nume. Sunt foarte curioasă pentru că eu chiar nu știu nimic decât că ai scris 6 cărți plus una care este acum, să zicem, în facere, dintre care 2 volume de poezii și restul proză. Și sunt curioasă de viața ta personală puțin, adică unde te-ai născut, Ana? În București? Ești din București sau ești Născut într-un loc minunat. Comuna mea se numește Domașnea, aproape de Herculane. Un loc de care am rămas legată foarte tare, chiar în străinătate. Am trăit cu dorul acestui loc. Pentru la ce vârstă ai plecat de acolo, Ana? Am plecat la 14 ani, dar cum am în străinătate, am plecat acum 30 de ani. Și cărțile le-am scris, de fapt, în străinătate, din dorul pentru aceste locuri. Ce frumos! Și la 14 ani unde ai plecat? Am plecat, am făcut o școală la Caransebeș, după aceea la Timișoara, după aceea la București. Și după aceea am plecat în străinătate, în Belgia, din Belgia, de la Bruxelles, am plecat la Paris și de la Paris am plecat în America. Și acum ești înapoi în România și pentru puțin. Și ne-am întors în România între două drumuri, cum se zice, pentru că soțul meu lucrează încă în Anglia, fiul meu trăiește în Belgia, la Bruxelles, fiica noastră trăiește la Londra, iar eu sunt călătorul. Tu ești călătorul. Călătorul îi dă stă bine cu drumul. Cu drumul, tocmai. Ana, din copilăria ta, ce ți mai aduce aminte? Ce ți-a plăcut? Ce te-a durut? Care a fost primul impact, așa, cu viața, să zicem? În prima carte, adică Jocul de-a viața, este cartea care am scris-o tocmai din dor de aceste locuri. Și ce m-a impresionat și a rămas în sufletul meu, zice că niciodată nu putem uita locurile unde mama noastră ne-a purtat în pântec. Și deci din acest dor în străinătate întotdeauna înfrumusețăm amintirile, trăim. Sunt și amintiri din viața ta în această carte? Da, sunt amintiri din viața mea. Și după aceea sunt trăirile mele în străinătate, în special în Belgia. Deci asta a fost despre trăirile mele în Belgia. Dar spune puțin de copilăria ta. Despre copilărie, am crescut la țară ca un copil fericit, faptul că am trăit printre flori și
care sunt la nivelul ochilor copiilor, și aceste flori m-au impresionat și am rămas totdeauna îndrăgostită de culoare, de parfum și de libertatea copilului de a putea zburda prin natură, în mijlocul naturii. Deci mă consider efectiv că am avut o copilărie fericită, faptul că am trăit la țară. Ce visai să te faci tu când vei fi mare? Am vrut întotdeauna să mă fac, când eram mică, jocurile mele erau de învățătoarea. Și ai reușit să fii învățătoare? Și am fost învățătoare la liceul 23 august, după ce am dat alte studii, dar deci... Deci ce ți-ai dorit de mică, asta ai făcut. S-a realizat. Ți s-a îndeplinit. Faptul că am lucrat cu copiii m-a ajutat foarte mult în munca mea cu oamenii de mai târziu. E tot un fel, și adulții sunt tot niște copii mari, dar felul cum te apropii de ei, atitudinea ta față de ei e foarte importantă. Și cu copiii totdeauna îmi puneam întrebarea în prima zi de școală, mă întrebam oare ce o să se întâmple cu ei, ce o să ajungă, ce o să fie. Ai mai ținut contact cu vreunul din elevii tăi? Da, cu multe din elevele mele, da, mi-au scris și am ținut contact cu ei. Deci, în relația după aceea cu oamenii, cu adulți, tot așa a fost o frumusețe. Am învățat, probabil din această psihologie a copilului, să înveți să-l asculți pe copil. Am înțeles. Ana, acum tu radiezi de liniște, pace, știu că citești foarte mult și de dezvoltare personală și ai făcut foarte multe lucruri. Dar au fost câteva momente în viața ta în care ai învățat altceva, ai învățat ce înseamnă suferința, ai învățat care sunt momentele, care a fost un prim moment în care a fost impactul cu viața nu atât de plăcut. Ce s-a întâmplat acolo? Când am plecat în Belgia, am plecat cu o valiză și cu un copil. De unde ai plecat? Din România. V-ați despărțit. Ce s-a întâmplat? Nu, fostul meu soț era deja în Belgia și după multe încercări, abia după 5 ani am putut să plec în Belgia. Era pe timpul lui Ceaușescu? Da. După 5 ani am plecat deci în Belgia. Nu v-a amenințat, nu v-a luat casele, cum era pe vremea? Da, am avut multe de suferințe, dar cea mai mare sau care m-a afectat cel mai puternic a fost faptul că băiatul meu trebuia să dea treaptă și era la un liceu de arte plastice la Tonița, intrase cu media cea mai mare în clasa 5-a, tot timpul a fost foarte bun, și în clasa 8-a nu l-au mai primit din cauza că taică-su era plecat în străinătate. Și asta a declanșat dorința de a pleca, pentru că îmi dădeam seama că copilul nu mai are nicio șansă. Să înțeleg că și fiul tău a urmat... A urmat, sigur că da, a terminat artele plastice la Bruxelles, la facultatea Bois de la Cambre, și este design de interior și face grafică publicitară. Te-a moștenit cumva, pentru că tu ești o artistă, ești scriitoare. Deci clar, ți-a moștenit talentul. Taică s-a fost pictor, deci bun. Probabil a luat deci de la mândoi. Deci ți-ai urmat soțul cu un copil și cu o valiză? Da. Ați fost chinuiți puțin în România de securitate? S-a întâmplat ceva? E o parte care nu vreau să mai mi-aduc aminte, nu te supăra. Da, a fost greu. Nu vreau să-mi dai amănunte, nu mă înțelege greșit. A fost greu, dacă 5 ani ne-am încercat... 5 ani am încercat să plecăm și nu s-a putut, sigur că... Adică erau niște lucruri dificile. Sigur. Și tu erai singură cu un copil, da, soțul da, nu era aici. A fost dificil după aceea, în momentul în care am decis să plecăm. Câți ani aveai când ai rămas singură în România cu un copil? Ce anume? Câți ani aveai când ai rămas? Nu vorbim de vârstă. Nu, vârsta de acum. Câți ani aveai tu, în sensul de foarte tânără? Aveai 30. Da, 30 de ani. Și am stat 5 ani singură așa, da. Și nu s-a putut sub nicio formă, și după 5 ani a fost o conjunctură, am înțeles că soțul meu a cerut tocmai, a fost o vizită din România în Belgia și a cerut întregirea familiei prin cineva foarte influent, printr-un ministru care îi cumpărase un tablou, și atunci s-a produs minunea, dar, știți,
am ajuns acolo, dar după 5 ani... Ți-a fost frică când ai plecat prima dată cu avionul? A, nu, călătorisem cu avionul. Frica cea mare n-a fost frica de avion, frica cea mare a fost ce o să găsesc acolo după 5 ani. Despărțirea după 5 ani. Că voi nu v-ați mai văzut deloc în 5 ani. Nu. Nici n-am putut prea mult comunica. Oricum erau desfăcute scrisorile, ascultate. Da, mă rog, în orice caz n-am putut comunica foarte mult și lucrul ăsta a dus la o anumită răceală între... În relație. Dar, bun. Și după care, bineînțeles, că a urmat o despărțire. Cum era, dar zi-mi cum ți-a fost de simplu sau de greu să vii cu o valiză, cu un copil? Mi-a fost foarte greu, dar a fost o suferință creatoare. Așa am luat-o. Deci nu m-am victimizat. Nu de victimizare, dar mi-ai povestit niște lucruri foarte frumoase. Cum nu aveai bani, cum nu aveai unde să stai și te-au ajutat. Acolo am întâlnit într-un fel omenia. Tot o doamnă româncă m-a luat într-un fel sub ocrotirea dânsei. Sub aripa ei. Da, și m-a descurcat puțin, că eram pierdută, ca o pasăre căzută din cuib. Nu știam încotro să merg și nu știam ce drepturi am, pentru că oricum acolo când ajungi, ai niște drepturi, dar trebuie să știi, să te ducă cineva să spună cum să te descurci. Și dânsa m-a ajutat foarte, foarte mult și din toate punctele de vedere, mai ales că am că plecat... Mi-ai spus că aproape că n-aveai unde să dormi, doar copilul dormea pe un pătuț. Am plecat de la fostul meu bărbat și bineînțeles că n-aveam de niciunele și ea a fost foarte drăguță, ne-a dus la o biserică catolică și le-a spus că sunt... o persoană venită din România care nu am nimic, am venit cu un copil și oamenii au fost foarte săritori. M-am trezit după aceea, după câteva zile, că îmi trimiteau obiecte, lucruri și am început să am tot ce trebuia pentru o casă. Deci am văzut atâta omenie și am fost foarte impresionată și am avut un curaj extraordinar. Am zis, aici sunt ce oameni... Ce te-a motivat să te poți descurca? Care a fost motorul? Ce ai gândit? Ce ai simțit în momentul? Motorul, în primul rând, a fost copilul. Eu vroiam copilul meu, dacă tot l-am dezrădăcinat din țară, vroiam să facă ceva și vroiam să fiu un exemplu pentru el. Deci să vadă că prin muncă se poate face, se poate ajunge acolo unde vrei tu. Și nu m-am sfiit să muncesc, deci cred că munca este capitalul meu. Ce ai făcut prima muncă acolo, când aveai carte? Prima muncă care am făcut-o a fost că am găsit un job, cum să zic așa, la guvernantă la o fetiță. Trebuia să am grijă de o fetiță și de fapt aveam grijă de toți copiii din casă. Și nu era o problemă, cum v-am spus că am lucrat în învățământ, mă ocupam într-un fel de toți să-și pregătească lecțiile și ei erau pentru mine profesorii mei de franceză. Și erau ca un joc, eu îi ajutam la toate celelalte materii, la franceză, ei trebuiau să mă corecteze. Și eu, ca să le dau importanță, ziceam, voi sunteți profesorii mei de franceză. Și dacă nu vorbesc bine, e din cauza voastră. Și se amuzau grozav, pentru că spuneam unele cuvinte stâlcite, nu știu ce. Și ei se amuzau și îi spuneau, quel bêtise tu as, Diana, se pasa, mă certau, spune, nu ți-am spus că nu se spune așa, ce prostie ai spus. Deci aveai niște profesori năstrușnici de franceză. Vai, erau minunați. Și erau un fel de barter, că tu învățai matematică și ce mai aveau și ei te învățau franceză. Franceză și asta, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Nu ți-a fost teamă niciun moment că n-ai să te descurci, că va fi greu, că ce ai să faci sau să te întorci? Nu mi-a fost teamă. Știam că am, cum să spun, poate cuvântul care mă caracterizează cel mai bine pe mine este voința. Sunt un om cu foarte multă voință și sunt un om foarte pozitiv. Și
Și ce ți-ai propus? Unde ți-ai propus să ajungi? Eu mi-am propus, la început, mi-am propus să supraviețuiesc cu copilul meu. Adică să pot să-i dau de mâncare, așa, să avem niște condiții de viață normale, să nu sufere, ca el să poată să învețe fără să se simte complexat că nu are nu știu ce. A fost un copil foarte înțelegător și totdeauna îi spuneam, dragul mami, tu meriți absolut tot, absolut tot, ți-aș da un șatou, castele sau așa ceva, dar condițiile mele sunt astea, dar ți le dau cu atâta dragoste, tot ce pot. Și nu, adică dacă vroia pantofi sau lucruri ca să fie ca și ceilalți copii, vroiam să fie ca și ceilalți copii, să nu se simtă complexat, frustrat. Deci am făcut totul ca să duc o viață normală. Deci asta a fost primul lucru care m-a mobilizat. Povestea, mi-ai spus că te-ai dus la un doctor homeopat, că la un moment dat aveați o problemă. Nu aveam practic o problemă, dar veniseră atâtea probleme, că așa cum se zice, că nu vine niciodată una singură, o problemă singură. În acele, după câteva luni, a murit și tata. Bineînțeles că l-am condus cu gândul până pe ultimul, pe ultimul drum, dar a fost o durere cumplită. A fost o durere cumplită, deci plecasem de la soțul meu, tata a murit, condițiile așa erau incerte și precare, așa, și a fost foarte greu. Și atunci această doamnă care s-a ocupat de noi tot timpul a zis, ei, trebuie să vă duc la un doctor homeopat să vă dea ceva, să vă ridice puțin moralul, să vă simțiți bine. Și omul ăsta, eu m-am speriat când a zis, mă duce la doctor, a zis, dar stați puțin, eu n-am bani să plătesc doctorul. Și a zis, mă ocup eu, mă descurc eu cu dânsul. Iar omul acesta a avut ceva de sfânt pentru mine când am ajuns acolo, cu întrebări gingașe despre durerea sufletească și așa. Și când am plecat, m-a întrebat de copil, când am plecat, în loc să-i plătesc eu, mi-a pus în mână, să zicem cum ar fi acum, 300-400 de euro, mi-a pus în mână, gestul acela mi s-a părut atât de frumos și mi-a dat o încredere extraordinară. Am zis, sunt oameni buni în jurul meu. Așa cum zicea bunica mea, să scoate Dumnezeu oameni buni în cale. Toată viața mea mi-a scos Dumnezeu oameni buni în cale. Am înțeles că de-a lungul timpului chiar ai rămas într-un fel de prietenie. Și am rămas cu doctorul, relație. Suntem prieteni și acum a venit în vizită în America, acum l-aștept să vină și în România. A fost pentru mine un sfânt. Și mi-a dat o încredere formidabilă. Sigur că n-a fost ușor, dar această suferință am luat așa, ca ceva creator. Și ceva foarte frumos. Să te duci într-o cultură nouă, să te duci într-o cultură nouă, ai atâtea lucruri de învățat. Trebuie să ai o elasticitate. Cum e să iei o suferință într-un mod creator? E foarte frumos cum ai făcut această frază, să iei o suferință într-un mod creator. Poți să o explici puțin, Ana, te rog? Da, simțeam că e greu, dar tot ce era în jurul meu, faptul că vedeam că oamenii sunt buni, după aceea faptul că am găsit foarte repede de lucru, că oamenii te respecte după felul cum te porți. Adică ești un om corect, ei se poartă corect cu tine. Adică indiferent ce muncă faci, se poartă foarte, te apreciază pentru munca care o depui. Deci lucruri, îmi dădeam seama că suferința era că, de exemplu, în România trăiam, ce să spun, în grupul de pictori, fostul meu soț era pictor și era o altă diferență. Acum a fost un alt nivel de viață unde trebuia să muncesc, dar știam că asta e numai trecător. Și deci plăcerea de a fi tot timpul cu lucruri noi de învățat. Mi se părea foarte, foarte frumos. Nu era o tristețe. Pentru mine n-a fost o tristețe. Îmi dădeam seama
Da, era acolo o frământare, era un conflict. Era o frământare, bineînțeles, nesiguranța. Nesiguranța, exact. Să zicem că ai libertatea, primești puțină libertate, dar pierzi securitatea. Deci nu mai ai securitatea care o ai în România, chiar dacă ai un venit foarte mic, dar ai prieteni, ai familie, ai... Adică o farfurie de ciorbă. Exact, care te asigură într-un fel. Acolo ești singur și atunci îți dai seama, te descoperi. De asta vreau să spun că a fost creator. Că eu m-am descoperit, am descoperit ce putere de muncă am, ce putere de adaptare am. Că trebuie să te adaptezi rapid, da, clar. La și toate, la limbă și la, la toate mentalitate, da. Și la alte și lucruri. Și faptul că am fost de mică obișnuită cu munca asta m-a ajutat enorm de mult. Dar, de exemplu, tu ai stat atât de mulți ani în străinătate și sunt foarte mulți oameni care se duc într-o 2-3 ani, 5 ani și au accent și nu mai știu bine românește. Tu vorbești bine și scrii românești și scriitor, dar ca idee... cum ai reușit să menții o limbă românească atât de frumoasă, atât de melodică, fără să o stâlcești de niciun fel, cu toate că sunt convinsă că 30 de ani de străinătate îți imprimă undeva acolo în... Eu și mie mi s-a întâmplat să întâlnesc persoane care după câteva luni deja nu mai vorbesc corect românește. Românește, da. Mie dar se pare totdeauna m-am gândit iertare. Că cel care nu a știut românește niciodată bine stâlcește mai repede mai limba repede, română. Eu totuși am vrut să rămân ceea ce sunt. N-am vrut să îmbrac haina prea mare a străinității. Adică eu am zis, eu sunt româncă. Eu n-am să fiu nicio, n-o să pot să fiu niciodată o franțuzoaică. Dar eu sunt româncă și nu vreau să mă deghizez în alt neam. Vreau să rămân româncă. Adică să accept cultura, să o asimilez, dar nu pot să-mi uit rădăcinile. Și atunci am, cum să spun, am și citit în limba română, am scris în limba română. Când a fost primul impuls al tău, te-ați simțit nevoia să scrii o carte? Cred că de mică am făcut mici povești, așa, și după aceea am scris în continuare, așa, din când în când, dar ce m-a determinat să încep să scriu a fost faptul că am început. Am avut un institut de estetică și am făcut aceste masaje. Stai că m-ai lăsat un gol acum. Cum ai reușit de la a fi învățătoarea unor copii acasă să ajungi să ai un institut? Păi, m-am dus în primul an, asta am uitat să vă spun, că de fapt în primii ani am muncit enorm de mult. Am muncit cam 18 ore pe zi. Wow! Care erau așa, era, mă duceam, stăteam cu copiii ăștia, cu fetița asta mai mică, cu pregăteam lecțiile cu cei mai măricei. După aceea, mă duceam la școală de limbă, de limbă franceză, și noaptea mă lua cineva de la școală de acolo direct să stau, să dorm cu niște copii, ca ei să poată dormi, fără să-i trezească noaptea. Deci cam 18 ore pe zi. Deci făceai cumva trei lucruri. Trei lucruri, da. Făceai școală, da. Un job, și o muncă și o altă așa. Muncă. Și așa, 2 ani am muncit foarte greu. După aceea am strâns bani ca să mă înscriu la un institut de estetică în Belgia, care a durat 2 ani. Dar trebuia să plătești 70.000 de franci belgieni. Deci eu trebuia să și muncesc, să întrețin copilul și să plătesc și școala respectivă. Și așa am încercat să mă descurc. Și deci am făcut și acest institut. Și am făcut acest institut muncind pe punctele de acupunctură, care este, cum să spun... dă rezultate dau rezultate masajele acestea extraordinare și venea lumea, dar nu numai pentru masaj, găsea în mine un fel de, deci aveau și psihologul,
Pentru că stăteai de vorbă cu ei. Stăteam, le linișteam sufletele tot timpul, căutam să le arăt că viața lor e frumoasă și că nu fac o tragedie prea ușor din viața lor, că nu sunt cu adevărat cauze să fie atât de nenorociți. Și aveau nevoie, câteodată mă sculau noaptea, aveau voie să-mi dea telefon oricând, așa, și spuneau că au o problemă. Totdeauna am fost, cum se zice, la ecut. Deci adică, ai fost ascultătorul, un terapeut, da, aș putea spune. Deci am făcut treaba asta cu dragoste, cu respect pentru om. Și bineînțeles că asta mi-a adus și foarte mulți bani. După 4 ani am cumpărat o casă de 5 etaje în Belgia. Wow! Da. Aici, pentru... dacă faci munca asta, nu cumperi o casă de 5 etaje. Nu, acolo... de un etaj. Acolo munca e foarte apreciată și foarte bine plătită. Și oamenii, cum să spun, veneau cu bine, mult... și tu cu ecuta asta care înseamnă ascultatul ăla dulce pe care îl făceai, probabil că erau și mai drăguți cu tine, pentru că tu erai așa de drăguță cu ei și... Am încercat să alin foarte multe suflete. Cum ai simțit că ești purtată sau că ești făcută cumva să alini într-un fel sau altul suferințele oamenilor sau să-i direcționezi un pic? Adică erai dezvoltată personal fără să știi chestia asta. Ba, îmi dădeam seama foarte bine și știam. Te simțeai diferit de ceilalți? La nivel energetic, la nivel energetic eram puternică într-un fel și oricine poate fi puternic, nu e un miracol. În momentul în care vrei să ajuți, puterea ta energetică se dezvoltă. Și când vrei să alini vorba cu vorba și cu... Niciodată, de exemplu, eu nu am luat bani pentru o durere fizică. Dacă cineva a venit și a spus, mă doare genunchiul, eu i-am făcut un masaj, dar n-am luat niciodată bani. Pentru durere, am, cum să spun, am zis, Dumnezeu mi-a dat mie atâta, pot și eu să fac ceva să pentru oameni gratis. Ce frumos! Și, deci, nu pierdeam nimic, câștigam oamenii, pentru că ei vedeau că dau ceva din sufletul meu, fără, nu totul bani. Banul vine. Eu sunt sigură că banul vine. Te-ai mai îndrăgostit, Ana, după ce te-ai despărțit de soțul tău? Fiorii dragostei au mai venit în viața ta? A venit, asta a fost marele meu noroc. Că am întâlnit pe actualul meu soț, Octavian. De câți ani sunteți împreună? De 30. Oh! Deci repede acolo, când munceai din greu? Nu, că suntem, sunt plecate de 32 de ani, am dar înțeles. Destul de repede l-am întâlnit. El era student atunci, bun, a doua facultate și el trecuse prin greutăți enorme și era, din când în când ne împrietenisem, am fost mult timp așa prieten, mi-a purtat de grijă și câteodată îl chemam la o ciorbă, la o... Vreau să ții puțin ciorba pentru că o să luăm o scurtă pauză. Nu plecați din fața micilor de televizoare, publicitate. Cum am rămas înainte de pauză cu invitata mea, pentru cine abia a deschis televizorul acum, emisiunea noastră se numește Liber să iubim și invitata noastră, Ana Calina Caraș, ne povestea de ceva, mie chiar mi-este foame, despre o ciorbă. Te rog să reluăm de acolo că îmi plăcea subiectul. Da. Deci primii fiori sau următorii fiori în viața ta de dragoste. M-ați întrebat dacă a apărut cineva în viața mea. Exact. Așa. A apărut actualul meu soț, Octavian. Și tocmai povesteam că el făcea a doua facultate în Belgia, facultatea de actuariat. E român, Octavian? Da, da, Octavian Apostoloiu. Și era student în Belgia. Și făcea a doua facultate în Belgia, așa,
Și ne-am întâlnit, bineînțeles, și el o ducea foarte greu. Foarte, foarte greu. Și ai zis, hai să ne unim greutățile. Și faptul că această doamnă care ne-a dus la homeopat, atunci când m-a dus la homeopat, l-a luat și pe Octavian și ne-a făcut cunoștință. Doamna asta era un îngeraș. Era îngerașul meu opăzitor, așa. Și ne-a făcut cunoștință și am rămas în relație foarte bună. Dar lui nu i-a dat câteva sute de euro, nu mă țineți. L-a ajutat foarte mult să facă facultatea. Ah, oh, wow, da, deci și mai mult. L-a ajutat enorm de mult. Îi ducea mâncare când era în examene. Ana, a fost un om extraordinar. Să înțeleg că atunci când gândești pozitiv, când ești bun, când vrei să ajuți, apar și oamenii sigur, care te ajută? Eu sunt convinsă de asta. Pentru că văd că ați fost ajutat și tu și el să continue facultatea sunt și dacă convinsă, era foarte sunt greu. Că sunt convinsă. În schimb, dacă tu gândești că oamenii sunt răi, mie mi-a spus cineva într-un workshop, la un moment dat, i-am spus, eu cred foarte mult că oamenii sunt buni și chiar cred în oameni. Și acea persoană s-a ridicat și a spus, adică ce, tu trăiești într-o lume falsă, că oamenii sunt și răi și fac lucruri răi și mai departe. Eu nu contest că există și această parte, dar atunci când eu cred în bunătatea oamenilor, așa cum mi s-a întâmplat Ana în Belgia, atragi și din cel mai rău om bunătatea lui. Și atunci când tu crezi în bunătate, în energia ta, cumva, în mod absurd, intră doar oameni cu o intenție bună. Eu cred foarte tare în asta, că atragi energiile care le transmitem în oglindă, cumva, nu? Da. Dacă gândești lucrurile pozitiv, bineînțeles că apar în viața ta lucruri pozitive. Dacă din orice lucru vezi numai partea rea și știți cu povestea cu paharul de pinte, îl vezi plin sau jumătate plin sau jumătate gol. Deci depinde cum vezi lucrurile. Iar eu am fost o ființă pozitivă și apropo de soțul meu, deci l-am întâlnit. Deci prin la această... homeopat, acolo da. Ai primit și bani și viitor soț și da, ajutor da. Și tot ce da, vrei. Așa e. Deci era un magician acolo. Nu știu, acolo a fost o energie foarte bună, că omul ăsta avea ceva de sfânt în viață, nu știu câți copii din clar. Lumea întreagă, deci era un om cu totul și cu totul special. Deci, cred că asta a fost și mai cauza. Mai trăiește acest om? Da. Și, deci, l-am întâlnit pe Octavian și, cum eram săraci cu toții, dar am vrut să vă spun asta, că adeseori când făceam o ciorbă, îl chemam și pe el să mănânce și fiul meu zicea, mamă, nu suntem noi destul de săraci? Mai chem și pe ăsta să ne mănânce ciorbă! Să-i dai ciorbă! Și eu îi ziceam, dragul mami, mai pun un polonic de apă și o lungim și o lungim și mănâncă și el o supă caldă, că cine știe. Dar tu știe recunoașteți, de... îți plăcea de Octavian, de aia lungeai tu ciorbița acolo. Cred că erau, nu, dar a fost o prietenie mulți ani, în mult timp a fost o prietenie, nu știu ce deci să spun. Nu s-a născut flacăra nu, de la nu, început. A devenit flacără. Am construit-o după aceea flacăra. Inițial a fost o prietenie. Îmi purta de grijă așa ca un frate. Dacă trebuia să mă duc undeva, îi dădeam telefon și întrebam cum să ajung acolo. El se oferea deseori să meargă cu mine, să mă ducă până acolo. Când am dat examenul de conducere de șofer, bineînțeles că eu nu știam atât de bine franceză încât să mă descurc și el mi-a tradus cartea de mi-a tradus de examen mi-a tradus în română și așa. Și restul mă punea la punct într-un fel, zicea, bă, oricum nu pot să învăț pentru tine, eu pot să te ajut cu ce pot. Dar pune mâna și învăț. Da, și a fost un exemplu extraordinar acest om pentru mine, pentru că am văzut cum învăța. Învăța 8 ore pe zi, pentru că el a făcut facultatea în România și după aceea a întrerupt, a muncit în asta în România. Și el s-a întors în România după ce a terminat facultatea. Nu, înainte făcuse facultate în România, muncise în România înainte de a pleca în străinătate. Și a făcut a doua facultate foarte grea. El era căsătorit? Nu, n-a fost niciodată căsătorit. Și doar cu tine. Da, doar cu mine. Așa, și
Deci, învăța atât de mult că mi-am dat seama că numai așa se realizează ceva, lucrând foarte mult, învățând foarte mult. Iar doamna avocată despre care v-am zis la început că m-a ajutat, a venit în Belgia la fel, nu știa foarte bine franceză și a refăcut facultatea de drept în Belgia și a dat chiar un cod pentru belgieni, așa. Se lega de piciorul mesei să nu plece până nu-și făcea temele. Wow! E muncă. Dacă vrei să faci ceva, e multă, multă, multă muncă. Multă muncă. Altfel, poți să trăiești bine, cu ajutor social, eu n-am vrut Dar consider că atunci când faci ceva din pasiune, o mai poți numi muncă, chiar dacă tu câștigi foarte Nu, mare. Muncă e oricum e muncă, dar poți să fie muncă istovitoare, fără plăcere, și muncă de plăcere. Adică, dar întotdeauna e și una și alta într-un fel, pentru că adeseori când munceam așa, munceam foarte mult pe clientele mele, munceam și 10 ore, așa, și le ascultam și tot, sigur că eram și obosită, nu ești supra-om și... Mai ales că munceai și fizic. Fizic, și da. Era dar era și plăcerea că ți-ai găsit un loc în societate. Era și plăcerea că venea banul. Deci banul te mobilizează într-un fel extraordinar. Poate nu banii în sine, dar lucrurile pe care le cumpărai, independența, nu, dar, siguranța. Nu, ți-asigurai independența, pentru că puteai să trăiești normal. Și până la urmă ți-ai deschis și un institut al tău, să înțeleg? Era institutul meu, da, unde venea o lume. Dacă nu plecam în America, adeseori mă gândeam că o să mor. Atâta munceam. Adică se mărise numărul de clienți, era așa, ca un buldenej. Auzeau unul de la altul. Ca un bulgăre de zăpadă. Ca un bulgăre de zăpadă care se mărea și parcă era măistor. Aveai și lucrătoare sau erai doar... Am avut și școală, am făcut și școală de cosmetică, eu am așa. Dar oamenii, dacă se obișnuiesc cu tine, e foarte greu să accepte... Asta e, că e un lucru personal. E o chestie foarte personală. Că și eu, cum sunt coach, nu pot să dau la cineva. Poate cineva să te înlocuiască, nu te poate înlocui. Și atunci, sigur, e o cum să spun, poate să te ajute într-un fel așa mai colateral. Dar mai zis că aveați și acupunctură și ca un fel de terapie alternativă. Alternativă, da. Și vreau să scot de la tine acea formulă de frumusețe, că mi-ai spus că există ceva, niște lucruri. Oricum, energetic, acest masaj energetic face extraordinar, face minuni, pot să zic așa, pentru că stimulează funcțiile corpului, organelor. Deci tu poți apeși pe picior, dar poate să aibă o reacție asupra, unui organ, care poate să aibă o conexiune, cu față, rejuvenare. Pe față, să zicem. Spune-mi deci, punctele cu rejuvenare, că rămâne doar între bun, mine dacă, și tine. Da, așa, într-una din cărțile mele, cred că în Jocul de-a viața, la sfârșit îl închei cu un fel de sfat pentru doamne, care e foarte simplu să rămânem frumoase la toate vârstele. Sunt câteva foarte ușor de reținut. Pe față sunt 184 de puncte de acupunctură. De toate, pe tot corpul sunt 360 de puncte. Deci vă dați seama ce comasare energetică e pe față și pe cap. Și e destul ca din aceste puncte, chiar dacă nu le cunoști, dar le atingi un anumit număr și imediat fața se trezește parcă energetică. Învață-ne măcar așa. Un...
Pentru dumneavoastră, doamne. Atenție, toată lumea, cu ochii sunt, pe televizor, da, de mâine o să arătăm mai bine. Sunt 5 linii, de fapt, pe față. Dacă le atingem, cea din tâi linie este în fața urechii. Dacă noi începem să apăsăm până în vârful capului această linie. A doua linie e la coada ochiului. Deci, începem de jos și apăsăm... În dreptul sprâncenei, coada ochiului. Da. Și tot așa ne ducem până în vârful capului. Altă linie este la mijlocul ochiului. Deci ca un da. Meridian. Așa. Și tot așa ne ducem până în vârful capului. O altă linie e la baza ochiului. Și ne ducem până în vârful capului. Este foarte importantă linia mediană, care este, de fapt, începe de aici, sub nas, al treilea ochi și urcăm tot așa până în vârful capului. Dacă asta hai faceți... să vedem dacă l-am reținut, ca da. Pentru telespectatoarele care nu au apucut să scrie. Prima linie este în dreptul urechilor. A doua linie, unde se termină sprâncenele și ochiul, așa. Și începem din drept până sus deasupra capului. Capul. Toate se termină deasupra capului. Da, pentru că acolo este, se numește coroana sau chakra coroană, da. Chakra coroanei, care are sau nufărul cu o mie de petale exact, care se deschide. Exact. Ai văzut deci, că și la mine emisiunea începe cu nufărul care da, se deschide, da. Că îmi place da. Că e conectat cu chakra coroană. Uh-huh. Apoi cele două linii care trec prin mijlocul ochiului și se duc da. Deasupra capului. Și ultima care începe... Nu, nu. Aici, nu, și la baza ochiului. A, așa, vezi că asta uitasem cu baza ochiului. Da. Și apoi aici... Da, dedesubt, aici, la baza nasului. Aici, în bărbie, la baza nasului. La baza nasului. Al treilea ochi. Al treilea ochi. Și tot așa la coroană. Sus deasupra în chakra coroană. Da. Scris sigur, astea sunt câteva puncte, dar bun. De cel mai ar trebui să facem pe zi această presopunctură? Sau e bine cum ne recomanzi tu, draga mea? E bine să se facă. Eu în fiecare zi... Așa, spune ce faci tu. Ce fac eu în fiecare zi, mă masez înainte de a mă scula din pat, din pat și lucrez la cartea aceasta, automasaj, și încep să-mi frec, să zicem, picioarele, uh-huh. cu călcâiul frec vârfurile, după aceea țin neapărat să fac punctul ăsta, care e un punct foarte important. Sunt 8 puncte foarte importante. Unul la interior, sub, cum îi spune asta? Gleznă. La gleznă, la interior, la gleznă, la exterior, de o parte și de alta a genunchiului. De fapt, blocajele energetice se produc în jurul încheieturilor. De asta trebuie masate încheieturile. Și la mâini? Și la mâini și toate încheieturile care le avem. Le avem. Da. Deci... Și începe așa cu un și automasaj cu punctele astea și cu piciorul le fac până aici. Uh-huh. Și după aceea îmi masez restul corpului. Corpului, da, cu mâinile. Și ce este foarte important ca să rămână piciorul la interior foarte frumos este mișcarea aceasta care o fac de zilnic. Fac asta, sunt acoperită. Ai picioare foarte frumoase, trebuie să recunosc. Deci da. Funcționează. Deci la vârsta asta, zic eu. Da. Deci se poate să ne întreținem. Putem face ceva și pentru noi. Și la interiorul piciorului, deci cu genunchii. Dacă facem această așa. Mișcare, se dezvoltă, adică se întărește acest mușchi. Da. Nefolosit. Și, da, și că de obicei piciorul acolo se întâmplă să, să scurge. Să cadă. Da. Am înțeles. Da. Iar după aceea mâinile le putem, asta, multă grijă pentru gât. Așa, totdeauna în mișcări și tot așa, ușoare mișcări pe gât, fără să atingem tiroida. Deci așa înspre da, exterior, da, cum da, ar fi. Da, da, și în sus, în sus, în sus, totdeauna în sus.
Bun, am înțeles. Cu altă ocazie o să vin pregătită special pentru asta, dacă te mai fi o ocazie. Ca să rămânem tinere și frumoase. Trebuie, da, se poate face ceva pentru fiecare pentru și nu ne costă nimic. Trebuie să ne dăm atâta un pic de importanță din 24 de ore, putem să ne sacrificăm un sfert de oră pentru dar noi. Dar un sacrificiu ar trebui să fie o iubire față de noi înșine. Nu, păi, dar cum să spun, pierdem timp enorm pentru toate lucrurile, iar pentru noi nu ne putem da. Tony Robbins spune așa, dacă îți dă un exercițiu în 10 minute dimineața, o meditație în 3 părți și spune, dacă n-ai 10 minute pentru tine însuți, înseamnă că e grav. Păi, e foarte grav. Înseamnă că tu nu consideri că meriți 10 minute din viața ta. Viața ta, da, da. Nu, eu cred că se poate face, poți să rămâi în formă la orice vârstă și asta e important, pentru că aceste masaje energetice te feresc de anumite suferințe. Te ajută energetic să nu mai exagerezi și să vezi totul dar nu, negru. Dar te ajută, de exemplu... A, și cu suferințe fizice, suferințele fizice. Dacă tu faci acest masaj, cât stați la un televizor, puteți foarte bine în timpul ăsta să vă masați un genunchi. Făcând lucrul ăsta, nu mai aveți durerile reumatice. Pentru că se produc în jurul încheieturii, se produc aceste blocaje care zice am reumatism. Nu sunt reumatisme, energia nu mai circulă cum trebuie prin corp, se produce un blocaj. Noi putem să facem, animalele simt asta, se duc să freacă de ceva. Ana, eu mai am o curiozitate. Da. Cum ai luat decizia de ce câștigai destui bani, destul de mulți bani? Cum ai luat decizia să pleci în America? Adică ce s-a întâmplat acolo? Asta a fost... soțul meu a primit un post în America, un post foarte bun, într-o societate foarte mare de asigurări. El fiind expert în teoria riscului, după ce a terminat a doua facultate, și l-au chemat să lucreze în această companie mare. Și cum am spus, tocmai cumpărasem o casă în Belgia, am terminat-o, am reparat-o. Scrisese și vreo carte în momentul ăla înainte să te muți în America? Toate lucrurile care sunt în cărți au fost scrise în Belgia. Pentru că eu seara, ca să mă eliberez de tot ce auzeam în timpul zilei, că auzi atâta tristețe, atâta durere sufletească, atâta neînțelegere, că mă impresionau, adeseori nu puteam să dorm. Și atunci eu începeam să le scriu. Era felul meu, un scris? Fel de... Pune-ne și nouă titlu, puțin și așa două vorbe despre fiecare carte. Am scris, deci, Jocul de-a viața, care este viața mea în Belgia, începutul acestui institut, ce am auzit din relațiile mele cu clientele, ele mă numeau pe mine preoteasa sufletului. Ce frumos! Pentru că le ascultam. A doua carte este Liber să iubim? Nu, Masca norocului. Este o carte, de fapt, despre strămoșii mei. Că eu vorbesc despre Valea lui Ban, despre un ban care a trăit prin acele locuri, care și unde am crescut eu se numea Valea lui Ban. Și deci am scris despre aceste, știu locuri eu, ale strămoșilor mei. După aceea am scris Taina. Taina este o carte, de fapt, despre niște întâmplări care s-au petrecut tot acolo în satul meu, pe timpul comunismului, cum au fost, se numeau partizanii. Am văzut atâta, cum am auzit de la oameni, atâta suferință, dar am luat parte odată la o chestie incredibilă de lipsă de umanitate, cum au fost aduși, omorâți, hăituiți. Și când am venit din America, m-am dus și am vorbit cu doi dintre ei, care au făcut 15 ani de închisoare. Wow. Și a fost adică... un interviu despre suferințele lor. Deținuți politici, cum au fost. Politici, da. Și asta este taina și, să nu, de fapt, ultimul capitol e taina îndurării. Cât poate să îndure un om? Incredibil. Cred că un animal nu poate îndura atâta cât și cum e păcat.
că de fapt oamenii pot să trateze semenilor în așa hal. După aceea am scris două volume de poezii, care sunt broderii în vid. Broderii, vorba este o broderie în vid, în sensul ăsta, că dispare. Da, deci noi brodăm ca o broderie care rămâne și construiește ceva până ceva la urmă. Ceva energetic, o transmiți undeva în univers, vorba sau gândul, și deci o broderie în acest vid. Și a doua carte este tot cu același titlu, Broderii în vid, volumul 2. Este tot de poezie. Tot de poezie, da. Și această carte, după care a fost Liber să iubim, în care vorbesc efectiv despre relațiile umane. Cele mai frumoase relații între oameni sunt atunci când este iubire liberă. Adică să iubești fără să ți se impună, să iubești, să fii respectat, să iubești în conștiință de cauză, că omul ăla merită, că e, nu că e partenerul tău, că e o ființă umană. Deci libertatea de a iubi pe toți cei din jurul nostru. Și de a iubi așa cum sunt ei și nu ar vrea să-i schimb tot timpul. Nu neapărat să cerem să îi transformăm. Exact, să le impunem ceea ce am vrea noi să facă. Deci în momentul în care îi impui cuiva să fie așa cum îți dorești tu, înseamnă că nu îl iubești destul. Vrei să-l transform. În ce să-l transform? Că el se pierde în această transformare. Deci ai un hibrid, nu un bărbat. Ana, timpul s-a terminat și aș vrea să te țin aici încă vreo 3 seri ca să ne povestești și despre întinerire și despre cărțile și subiectele extrem de interesante pe care tu le-ai abordat în cărțile tale. Dar așa, pentru o încheiere, ca o inspirație pentru oamenii care te-au ascultat și ne-au ascultat în această seară cu atâta drag, care ar fi o frază, un cuvânt, o idee pe care ai vrea să o trimiți ca inspirație telespectatorilor noștri? Că tot suntem în iubire, aș vrea să ne inspir ceva de iubire, cum să fim mai iubitori sau cum să ne trăim viața mai ușor, să nu mai luăm totul atât de în serios. Să dăm din sufletul nostru, fără să așteptăm prea mult, să dăruim. Să dăruim și fără să așteptăm neapărat de la persoana căruia i-am dăruit-o. Pentru că iubirea care o dăruim vine, dar vine poate din altă parte. Vine de la Dumnezeu, vine din univers. Deci totul e să dăm. Totul e să dăm în seara aceasta cu Ana Calina Caraș. Suntem toți pe această undă de bunătate, de iubire și mai ales de libertate. Această carte pe care eu am împrumutat acum de pe masa Anei, o să vreau să o cumpăr, pentru că libertatea iubirii înseamnă, liberi să iubim, înseamnă foarte mult și pentru mine și pentru orice om. Iar pentru cei care acum sunteți îndrăgostiți și vă uitați la această emisiune, nu uitați să respectați liberul arbitru al celuilalt și dacă îl iubiți, să-l acceptați necondiționat. Noi ne revedem joia viitoare la aceeași oră, la ora 7 seara, cu un nou invitat, iar vreau să vă mulțumesc pentru multele mesaje. Unele îmi spun ce ar trebui să îmbrac, unele îmi spun pe cine să invit, sau unele pur și simplu vorbiți despre provocările din viața voastră și eu răspund la toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez să aveți o seară absolut minunată, magică, cu multă iubire și multă libertate. Mulțumesc încă o dată, Ana, că ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc foarte mult că am fost invitată, mulțumesc gazdelor pentru locul acesta minunat în care se pot transmite lucruri frumoase pentru ascultători. O seară bună! O seară bună!